400 de pensionari prahoveni vor pleca în stațiuni cu bilete de tratament începând cu 17 iunie. Aceștia trebuie să vină la sediul Casei Județene de Pensii pentru a afla în ce stațiuni au fost repartizați și pentru a achita biletele. Pentru un sejur de 16 zile, pensionarii trebuie să achite jumătate din pensia pe care o au. Cei mai avantajați sunt cei cu pensii mici, având în vedere că un bilet de tratament pentru o asemenea perioadă de timp ar costa în jur de 1600 de lei. Ne-au venit biletele de tratament pentru cea de-a șaptea serie, cu plecare începând din 17 iunie. Grămădeala destul de mare se justifică datorită faptului că acum au apărut și bilete în urma licitațiilor care s-au efectuat în foarte multe stațiuni din întreaga țară și nu mai sunt numai stațiunile de tratament ale bazei noastre, ale Casei Naționale de Pensii, respectiv Amara, Pucioasa, Sărata, Munteoru, Lacul Săract. Oamenii deja sunt în față la noi la ghișeul 5 și fac demersurile pentru a cumpăra acele bilete și a putea intra în posesia lor ca să meargă în stațiune acolo unde vor. De la începutul anului, prin Casa de Pensii Prahova au fost vândute doar 859 de bilete de tratament, din cauza întârzierii foarte mari la votarea bugetului, fapt care a amânat cu câteva luni desfășurarea licitațiilor pentru celelalte stațiuni. În seria din 17 iunie, pensionarii din Prahova vor putea merge în funcție de stațiunile pentru care au optat, la Olănești, Căciulata, Mangalia, Neptun, Saturn, Eforie Nord, Venus, Herculane, Slănic Moldova, Tușnat, Govora, Călimănești sau Techirghiol.